Arta în casă mi se pare un spațiu, un spațiu nou cu care eu n-am mai avut de-a face. Poate mi-ar fi plăcut și mie, având 37 de ani, mi-aș plăcut și mie să-l cunosc în perioada de studenție. Fiindcă presupune un spațiu de protecție a unui tânăr care vrea să crească, care vrea să învețe. Și tipul ăsta de a învăța artă în casă, adică de la niște oameni care deja au făcut pe spatele lor niște exerciții, care deja au niște reușite în spate și care sunt dispuși ca timp de câteva zile să vină și să facă casă, să facă familie cu niște tineri cu care teoretic nu au nimic de câștigat și devin familie, mamă și tată pentru niște tineri care vor să facă cultură, vor să preia educație și să facă mai departe și să transforme în cultură. Mi se pare un exercițiu sănătos, ca să nu folosesc cuvinte românești de genul genial, fabulos, fantastic. Mi se pare un exercițiu sănătos, mi se pare un exercițiu de generozitate și mi se pare un exercițiu minunat pe care poți să-l faci vara într-un spațiu minunat în care ai contact cu un tip de realitate care mulți oameni deja nu mai au contact, dar relația asta de copil, mamă, tată, artiști care deja au în spate o experiență, mi se pare un exercițiu foarte sănătos. Managerul cultural nu a existat în România. De exemplu, în străinătate, teatrul are directorul artistic pe primul loc. El este foarte bine plătit și angajat pentru 3 ani, 6 ani, 2 ani. El vine cu o viziune și spune așa: eu opera asta, teatrul ăsta sau studioul acesta vreau ca preț de 6 ani să-l duc în această direcție. Sub directoratul artistic vine directorul manager. Și managerul ce face? Pune în funcțiune ceea ce acest director artistic are ca viziune. În România nu se întâmplă acest lucru. La noi managerul este șeful suprem și este o combinație de artistic cu făcător de bani, dar nu e nici, e struță cămilă, nu e nimic. Deci ceea ce lipsește, avem multe talente, nu? Actori talentați, regizori talentați, scenografi, muzicieni, chiar sunt foarte buni. În acest moment chiar nu mergem cot la cot cu oricine în Europa. Foarte bun. Ceea ce lipsește este acest mamă, tată, acest om care ia niște oameni care știu să producă cultură, nu bani, îi iau și îi zic: ok, tu ești bun în zona asta, trebuie să te îmbraci așa, să te cosmetizezi așa, ca tu să produci în acel loc. Tu ești foarte potrivit în acel loc. Acest manager e acest om de echipă lipsă în România, dar care este în formare și care poate să direcționeze corect o gândire care ține de cultură, dar nu de amplasare financiară sau de altă natură, de poziționare. Teatrul din România, dacă ar trăi din ceea ce produc ca și la nivel de vânzare de bilet sau de turneu, ar fi falimentare. Falimentare. Acest manager cultural se poate transforma într-un manager de teatru sau de proiect sau de companie și care poate să transforme cultura într-un exercițiu real de raportare a culturii la social, la politic, la civic și la financiar în același timp. Să transforme cultura într-un organism viu, nu într-un muritor de foame, un cerșetor sau o chestie de divertisment. Managerul cultural poate să amplaseze corect un produs cultural într-o societate care are nevoie de cultură.